Mă numesc Muntean Alexandru Ștefănuț, sunt președintele Consiliului Județean al Elevilor Vrancea, președintele Consiliului Regional al Elevilor Sud-Est și automat vicepreședinte în Consiliul Național al Elevilor. Vreau să încep prin a-mi cere permisiunea dumneavoastră de a-mi arunca privirea pe câteva idei schițate în sală pentru că o păsără aș pune cuvântul. Așadar, a sosit și vremea când trebuie să ne alegem din nou noul președinte al Consiliului Național al Elevilor. Poate acest mod de expunere a candidaturii nu este tocmai cel mai bun, în ideea că candidatul nu-și poate expune și nu-și poate expune exact calitățile lui și statutul lui ca persoană, dar vă poate ajuta pe dumneavoastră ca legător de a vă face o idee prin privința modului lui de gândire. Vreau să încep prin a spune că aceste funcții, dragii mei, sunt simbolice. Un exemplu cel mai simplu este că un președinte de Consiliul Școlar al Elevilor poate munci mult mai mult, se poate implica mult mai mult față de un președinte al Consiliului Național al Elevilor. Noi am venit aici și noi facem acest lucru pentru educația democratică a noastră pe viitor. Noi am venit aici să învățăm, nimeni nu are o facultate în acest domeniu, nimeni nu e învățat. Învățăm în continuare și doresc să ne sprijinim pentru a reuși. Orice s-ar întâmpla, oricine ar câștiga dintre noi, important este să ne înțelegem, să colaborăm, să ducem la bun sfârșit ceea ce ne propunem și să construim un CNI cât mai puternic. Și vă spun, pentru că îmi doresc foarte mult acest lucru, m-am implicat în această organizație și de aceea am și candidat pentru această funcție. Nu vreau să fac în această seară sau vă expun un discurs foarte spumos sau foarte lung. Vreau să vă prezint câteva idei generale pe care mi le-am propus pentru dezvoltarea Consiliului Național al Elevilor. Despre mine vă pot spune că sunt o persoană optimistă, o persoană realistă, dar în același timp realistă. Nu trebuie să... Știu eu să avem un comportament neadecvat între noi, pentru că ne reprezintă și nu duce la dezvoltarea noastră ca și organizație. Trebuie să lucrăm simplu și eficient. Nu vreau ca noi să ne complicăm cu tot felul de activități pe care nu le putem duce la bun sfârșit. Mă bazez foarte mult pe seriozitate, verticalitate, spirit de echipă, seriozitate, altruism, spontaneitate și sinceritate. Un președinte este acea persoană care reprezintă imaginea și respectiva organizație, este persoana inovatoare și persoana care dă viața acelui consiliu. El trebuie să fie persoana care coordonează foarte bine și foarte calculat Consiliul pentru a-l pune pe direcție și pentru a funcționa așa cum trebuie. Prin felul meu de a fi, din experiențele proiectelor pe care le-am implementat și le-am coordonat, am prins destul de multă experiență și vă pot garanta că mă pot descurca în această funcție. De asemenea, din calitatea mea de sportiv de performanță, practic sport de ceva timp și am învățat să pierd, am învățat să câștig, am învățat ce este acea o echipă, am învățat ce este acel un fair play, lucru ce m-a ajutat foarte mult în această calitate de lider. Lucru pe care îl pot demonstra și prin alegerea mea de către colegii mei în Consiliul, ca primar al Consiliului Local al Tinerilor din Focșani. De ce are nevoie CNE-ul? Cum îl putem noi dezvolta? Aici m-am gândit și mi-am schițat câteva idei. În primul rând, trebuie să fim realiști și să ne omogenizăm organizația. Apoi mediatizarea acestea la un nivel național în vederea imaginii CNE cu scopul de a ne crea acea credibilitate în luarea unei decizii și în diferite propuneri. Pentru că imaginea ta ca și persoană, a ta ca și Consiliu, contează foarte mult.
Nu trebuie să ne știu să venim cu idei de genul haide să apărăm un preț, să nu contează în ce formă, doar ca să apărăm pentru a se rosti numele de CNE. Trebuie mare grijă, trebuie avut mare grijă cum apare acest nume CNE, unde va apărea. Întărirea organizațiilor în toate structurile de reprezentare, pornind de la nivelul CSE-urilor, pentru că îmi doresc o organizare piramidală. Dacă un consiliu școlar elevilor nu funcționează, atunci nici următoarea treaptă a organizației nu va funcționa așa cum trebuie. Un consiliu puternic are reprezentanți în toate instituțiile activi, reprezentanți activi. Creșterea performanțelor membrilor CNE, mi-am propus acest lucru prin diferite stagii de pregătire. Realizarea și dezvoltarea de proiecte naționale realizabile, de amploare și sustenabile, coordonate special de structurile Consiliului, de substructurile Consiliului Național al Elevilor, propuneri pe care, desigur, le aștept din partea tuturor consiliilor. Reducerea birocrației și creșterea eficienței. Un lucru pe care la noi în România ne omoară birocrația, trebuie modificată, dar în limita disponibilă. Realizarea unui învățământ de plăcere în care elevul să vină de drag la școală și să-ți manifeste interesul în procesul de învățare. De la aceste idei am și câteva acțiuni naționale. M-am gândit să realizez, desigur, cu ajutorul Consiliului Național al Elevilor, unei gale teatrale naționale. Proiect ce se va desfășura și în Consiliul Regional de Sud-Est și m-am gândit că trebuie să promovăm tinerile talente, trebuie să culturalizăm oarecum elevul, dar sub altă formă, nu sub forma a vinde un bilet forțat mai mult, ci sub forma introducerii lor sau antrenării lor în aceste echipe de teatru, iar colegii lor vor veni de drag să-i vadă, așa creând o atmosferă mult mai plăcută. Promovarea structurii CNE în toate liceele prin intermediul CSE-urilor, așa cum am spus, proiecte transversale între regiunile CNE, dezvoltarea lucrurilor în echipă, Revista Națională a CNE. M-am gândit la realizarea unei echipe, revista noastră, așa cum am gândit-o că s-ar putea numi, de promovare atât olimpicilor cât și a noastră, a elevilor model, așa făcând ambele părți. Contează foarte mult pentru promovarea și a instituției și a elevului în sine. Un marș național pe 17 decembrie, 17 decembrie fiind ziua națională a elevului, și, desigur, cum am propus și la celelalte adunări, un bal al barurilor CNE, exact cum e balul barurilor pe nivel de județ, se fac fiecare câștigătoare mis din județ să fie pe plan național într-o activitate asemănătoare. Aș dori... colegul meu deja derula pozele. Aș dori să vă anunț oficial că înainte de a pleca spre București, dimineața m-am întâlnit cu președintele Consiliului Județean și mi-a aprobat proiectul. De fapt, mi-a garantat că în ședința ce va avea loc a Consiliului Județean se va aproba proiectul adunării regionale de sud-est la Focșani, un proiect ce necesită o sumă de 290 de milioane. Avem sprijinul acestor instituții și colaborăm foarte bine cu dumneavoastră. Ca în încheiere, aș dori un lucru, dacă se poate, o idee de la a mea, de la piatra mea, și aș dori să rămână ca semn de unitatea noastră. Acel semn cu palmele. Vă rog frumos! Vă mulțumesc frumos! Vrei să derulezi această... Mă așteptam această întrebare, mulțumesc. Desigur, finanțări se pot face din multe locuri. ANST-ul este un partener al nostru și putem colabora. Ideea este, finanțarea se poate face din multe părți. Important este să ne dorim și să ne gândim cum o structurăm și în ce fel putem realiza această promovare a elevului. Iar
colaborarea CGO. Vorbeai la începutul discursului despre omogenizarea CNE-ului. Poți să-mi dai exemplu de o acțiune concretă? Beneficiar, adică cine se implică direct în proiect, o perioadă de derulare și eu știu... Se referă la omogenizarea echipei. Omogenizarea echipei nu se face printr-un proiect scris. Omogenizarea echipei se face și prin acest gest făcut de noi prin acele bătăi de palme. Este un gest pe care îl știm și ne dorim cu toții să-l facem. Comunicarea contează foarte mult și este un lucru extrem de important într-o organizație. Interesul personal trebuie să dispară, trebuie să ne concentrăm pe interesul organizației pentru a putea reuși. Astfel ne omogenizăm ca și echipă de lucru. Te referi la altă idee? N-ai voie de o întrebări. Deci, eu așa am înțeles, omogenizarea ca și echipă. Alexandru, văd că ai foarte multe hobby-uri, dar și ești implicat în multe proiecte. Ai fi dispus să renunți, de exemplu, la sportul de performanță pentru a-ți face timp pentru a fi un bun președinte de CNE? Este o întrebare tare interesantă, la care desigur mă așteptam din nou. Aceeași întrebare mi-a fost pusă la fiecare, aproape la fiecare candidatură. Dacă știi să-ți împarți programul, reușești să le faci pe toate. Eu am început cu sportul, apoi am continuat cu toate activitățile. Dacă știi să te structurezi foarte bine, să ți le calculezi în așa fel, desigur le vei reuși pe toate. Desigur, sacrificii sunt foarte multe și sunt dispus să le fac cum ne-am făcut și până acum. Doar ai mei părinți știu câte sacrificii fac și le fac cu drag, dar desigur sunt dispus pentru că m-am angajat, așa cum spuneam.